Corbinul Hunedoara și-a început aventura europeană cum nu se putea mai bine, învingând formația maghiară POX, vicecampioană în țara vecină cu scorul de 4-0 chiar la ea acasă. Sergiu Buș și Marius Lupu, care a marcat de 3 ori, au stabilit scorul la care hunedorenii nu se gândeau înainte de deplasarea în Ungaria. Pentru Florin Maxim, acesta a fost primul meci într-o cupă europeană în calitate de antrenor. Tehnicianul a precizat la final că încearcă să le insufle elevilor săi să nu joace cu teamă, indiferent de adversar. Da, Marius este un băiat care are 2 ani cu alături de noi. L-am luat de la Liga 3-a, împreună am promovat la Liga 2-a. Este un băiat, la fel cum cred în toți băieții, un băiat în care eu cred. Și astăzi, cumva, chiar dacă a mai fost o performanță atinsă de către noi, câștigarea cupei, astăzi mi-au demonstrat că trebuie să respectăm adversarul, dar să nu ne fie frică, pentru că tot asta încerc să le transmit, să nu aibă teamă de a juca, de a greși. Și Marius, ca și toți ceilalți jucători, pentru că nici pentru Bradu, alt jucător de anul nostru tânăr, care a venit de la începutul proiectului nostru la Hunedoara, a jucat în Supercupă, l-am băgat în minutul 20 și l-am scos în minutul 65. Cred că a înțeles mesajul, că nu am absolut nimic personal cu niciun jucător din echipa noastră, doar vreau să câștig și eu sper să înțeleagă și de acum încolo mesajul meu. Returul din Europa League dintre cele două echipe se va disputa joi 18 iulie de la ora 21 pe stadionul municipal din Sibiu.